Dați-mi voi înainte de toate să vă transmit un salut călduros. Cel mai bune gânduri din partea Consulatului General al României, de asemenea, cel mai bune gânduri din partea Guvernului României, pe care îl reprezint aici la dumneavoastră de câțiva ani. Noi azi am venit pentru a sărbători o dată extrem de importantă pentru fiecare dintre noi și pentru toate popoarele Europei înălțată. Ziua de 9 mai. Dar 9 mai, oameni buni, pentru România are triplă semnificație. De 9 mai, România sărbătorește și ziua independenței de stat. În 1877, de 9 mai, România a devenit stat independent și general și subiect al dreptului național. Tot pe 9 mai, noi am sărbătorim împreună cu toată lumea ziua victoriei. Ziua victoriei împotriva fascismului și, în sfârșit, sigur, sărbătorim ziua Europei. Astăzi avem frumoasa ocazie să fim solidari cu statele Uniunii Europene și să le aducem felicitări pentru faptul că au reușit să creeze prin implicare, prin devotament, acțiune, dărâmând stereotipuri, dărâmând suspiciuni, o entitate absolut inedită pe arena internațională. Statele de pe continentul european au fost nevoite să se confrunte cu două războaie mondiale. Au fost cele care, în principiu, au fost dărâmate în aceste două războaie mondiale. Sfârșitul celui de-al doilea război mondial nu a depășit problemele, întrucât a scindat Europa în două, pe criterii deja ideologice. Atunci când s-a încheiat războiul rece, s-au creat premise pentru reunificarea Europei. Și multe popoare din Europa de Est au reușit să se reunifice cu Uniunea Europeană. Republica Moldova s-a bucurat constant și se bucură de sprijinul Uniunii Europene. Și în acest context sunt susținute și instituțiile de învățământ superior. Zilele acestea, studenții noștri au organizat o serie de activități în semn de recunoștință față de Uniunea Europeană și față de popoarele care fac parte din această Uniune. Uniunea Europeană pentru noi înseamnă o formulă de administrație publică descentralizată până în măduva oasii aproape de cetățean. Uniunea Europeană pentru noi înseamnă, cum am menționat, cultură și civilizație mai întâi de toate. Uniunea Europeană înseamnă mai întâi de toate o bună dezvoltare economică, infrastructurală, socială, pe varia planuri și de aceea asocierea Moldovei și încadrarea anume într-o astfel de spațiu, eu cred că trebuie să fie o prioritate, în primul rând, pentru noi, moldovenii, și nu pentru Europa, pentru că noi suntem tot timpul la granița de a ne regăsi și întotdeauna nu ne putem regăsi puiul care e pierdut de cloșcă. De aceea, prezența mai multor ambasadori a spațiului european astăzi aici vorbește de aceea că noi suntem o prioritate pentru acest spațiu și trebuie să ne încadrăm în el. Pentru partenerii noștri de dezvoltare aș avea să fie cât mai îngăduitori cu elementul de mentalitate a spațiului moldovenesc, pentru că politicul încă este de așa natură când partidele își caută singură identitatea. Și atâta timp cât încă politicul încă nu și-a regăsit această identitate, să ne accepte așa cum suntem în calea noastră spre regăsire. Regăsirea este doar cea europeană.